Fie frumos pentru onorata asistență. Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc în numele Federației Române de Table Backgammon tuturor pentru faptul că sunteți aici. Înainte de a intra în plenul lucrărilor, aș vrea să vă spun, pentru cei care poate nu știu acest amănunt, că Federația Română de Table Backgammon este o instituție de utilitate publică și de interes național, astfel recunoscută de Ministerul Tineretului și Sportului, iar acest statut al Federației oferă tuturor membrilor afiliați, că sunt cluburi sportive sau că sunt asociații județene, ori Asociația Municipiului București, anumite drepturi, dar și anumite obligații prevăzute prin statutul instituției și care statut trebuie respectat, trebuie updatat cu ajutorul vostru al tuturor. Pentru că o federație nu poate fi puternică decât dacă acele structuri care sunt afiliate la ea sunt active și sunt puternice. Eu am fost mandatat, să spunem așa, de Consiliul Director al Federației Române de Table Backgammon ca în lipsa președintelui Alexandru Bittner să conduc această adunare generală și asta vă rog doamna Rodica să menționăm în procesul verbal de ședință care se va întocmi și drept consecință pentru faptul că știm bine au fost anumite, să-i spunem, scurt circuite în funcționarea organelor de conducere ale Federației, conduc adunarea generală care a fost convocată conform articolului 38 din Statutul Federației Române de Table Backgammon la Târgu Ocna, județul Bacău, pe strada Păcii numărul 3, astăzi cu începere de la ora 9. Am să respect ordinea de zi și pentru a face lucrul ăsta am să citesc punctele și le vom parcurge împreună. Punctul 1 este alocuțiunea președintului Federației Române de Table Backgammon. În acest caz îmi revine obligația de a ține în locul președintelui această alocuțiune de deschidere și referirea la prezența membrilor cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi. Acum, să facem o socoteală a membrilor cu drept de vot care sunt prezenți la adunarea generală conform hârtiilor pe care le-au trimis, așa cum s-a scris și în convocator. Sunt prezenți cu drept de vot la adunarea generală în acest moment 4 din cele 6 structuri. Una este CSCFR Ploiești, reprezentată de mine, domnul Panțăru, doamna Spoială, nu? Stăncilă și Spoială. Și doamna Spoială. Acestea sunt cele 4 structuri cu drept de vot, CSCFR Ploiești, Cleopatra Constanța, Phoenix, Oltenița și CS Sport Line Turda. Absentează dintre cele cu drept de vot două structuri, CS al Surzilor Tăcerea București, dar și Clubul Sportiv Universitar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care nu au dorit să trimită la adunare reprezentanți cu drept de vot să împuternicească pe cineva. Din rândul celorlalte structuri care nu au drept de vot, mai sunt prezenți, am să dau citire ca să nu fac vreo greșeală, mai sunt prezenți în sală domnul Neculai Drăgănuță, reprezentant al ASE Danubius, Clubul Sportiv de Table Backgammon Brăila, domnul Johnny Adrian Munteanu, reprezentant al CS Table 6-1 Petroșani, domnul Marcel Budoiu, Bodoiu, CS 6x2 București, doamna Elena Rață, CS Table Backgammon 4x2 Timișoara, Cristian Ocneanu, care este reprezentant al Asociației Județene de Table Iași, și Ion Nica, CS 2x2 Table București. În total, numărăm o prezență de 10 membri la momentul actual, dintre care 4 sunt cu drept de vot, ceilalți 6 sunt deocamdată fără drept de vot. Asta aș dori să se și menționeze exact așa sau succint la acest punct 1 pe ordinea de zi, care încă nu s-a terminat pentru că trebuie supusă la vot adoptarea acestei ordini de zi care a fost înscrisă în convocator. Pentru asta voi apela numai la cele 4 structuri care au drept de vot să adoptăm ordinea de zi pe care ați văzut-o în convocator. Deci numai cele 4 structuri care sunt prezente aici la masă. Cine este pentru? Da. Deci în unanimitate se adoptă... Noi după aia intrăm. Da. Da, exact acolo. Se... Da. Ordinea de zi propusă în convocator este adoptată în unanimitate de voturi cu 4 din 4. Cele 4 structuri. Ordinea de zi. Da, o să avem răbdare ca să fie consemnată în procesul verbal. Ordinea de zi prezentată în convocator este adoptată cu 4 voturi din tot atâtea posibile.
Mai voiam să spun ceva, dar mi-a scăpat ideea, mi-aduc aminte pe parcurs. Punctul 2 pe ordinea de zi înseamnă desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial. Este un proces verbal pe care trebuie să-l întocmim cu ocazia acestei adunări generale. E apoi autentificat la notar și toate actele merg... Mai întâi semnat de către cele sigur, trei. Sigur, da, da. Și apoi se merge cu el pe filieră juridică, dar și Ministerul Tineretului și Sportului, care trebuie să dea avizul expres cu privire la corectitudinea convocării acestei adunări generale și desfășurării adunării generale. Așa cum mi-am adus aminte, am făcut o hârtie prealabil către Ministerul Tineretului și Sportului, solicitându-le să trimită un reprezentant la această adunare generală. Mi s-a răspuns în termenii cei mai instituționalizat, să spunem, că Ministerul Tineretului și Sportului, în condițiile pandemice, a limitat aceste deplasări și trimite reprezentanți numai la federațiile sportive naționale de interes și de utilitate publică, dar care sunt finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului. Noi, nefiind finanțați de foarte multă vreme de Ministerul Tineretului și Sportului, n-a fost cazul în opinia lor și ne așteaptă cu setul de acte care se întocmesc și se trece prin notariat să mergem pentru obținerea avizului expres din partea lor. Dar este această comunicare, am făcut-o că așa mi s-a părut normal, să informăm autoritatea superioară, care este Ministerul Tineretului și Sportului, și să obținem apoi avizul expres, așa cum solicită și legea 69/2000, legea educației fizice și sportului. La punctul 2 al ordinii de zi deja adoptate, avem nevoie de desemnarea 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial, care ulterior vor și semna acest act. Doamna Rodica Drăgănuță și-a preluat deja rolul, este unul dintre cei 3 membri, din punctul meu de vedere, pentru că a și lucrat un picuț la structura schelet a procesului verbal. Propuse de către dumneavoastră. Da. Și mai vreau încă 2 persoane care pot puteți fi oricine din sală. Puteți face propuneri dumneavoastră? Oricine din sală pot fi. Noi nu mai trebuie să fim de acord cu persoanele respective. Domnul Rădulescu. Domnul Rădulescu. Altcineva. Domnul Rădulescu nu vrea. Atunci eu dar nu trebuie să faceți ceva, atenție. Eu am propus. Domnul Țiploiu, că e invitat și n-are altă funcție. Să faceți ceva. Și mai propun pe doamna Stăncilă Violeta. Bun. Că doamna, mai avem nevoie de o comisie menționați, după aceea. Menționați, vă rog, propunerile care se... Am voie, da? Nu? Să fac o propunere. Oricine. Deci, dacă acceptă și dânsa. Propunerile pentru întocmirea procesului verbal. Da, aceste 3 persoane vor semna procesul verbal, da. Trebuie să știe la final. Sunt următoarele. Rodica Drăgănuță, Jean Țiploiu Mâncat de Urs. Țiploiu, nu? Țiploiu Ion. Așa. En français, Țiploa. Două puncte aici, nu? Căutam două puncte. Deci... Noi, cei 4, vom și vota ulterior dacă această componență a comisiei, pentru că totul se trece prin vot, nu... Și dumneavoastră aveți dreptul să votați. Da, deocamdată numai aceste 4 structuri au drept de vot din cele 6 menționate mai devreme. Așa, am scris. Ați scris componența integrală, da? Da. Se supunem la vot componența comisiei de întocmire a procesului verbal, vă rog. Eu sunt pentru. Se supune... Nu, numai nu, cei 4. Nu, doar cei 4, deocamdată. Da, noi intrăm... Începe cu punctul 5. Se votează în unanimitate pentru. Toți cei 4 sunt de acord. Putem trece la punctul 3? Punctul 3 înseamnă desemnarea persoanelor pentru comisia de validare compusă din 3 membri. Aici avem nevoie de o comisie de validare care va număra voturile și care va informa atunci când vom ajunge la sufragiu, la partea electorală a ședinței, despre rezultatele înregistrate. Vă rog, tot așa, propuneți... Eu propun pe Panțărul Cristinel. Da? Scrieți, doamnă, propunerea. Panțărul Cristinel. Nu din partea cui. Se propune. Panțărul Cristinel, altcineva. Se propune, da. Eu unul nu pot, pentru că sunt conducător de ședință și ar fi conflict de interese. Propun și pe Bodoiu Marcel. Maricel. Dacă așa? Nu faceți până astea. Nu Maricel, Marcel. Știm noi de ce spunem Maricel. Și Munteanu Johnny Adrian. Mai sunt și alte propuneri ca să... Acceptați propunerile? Deci oricine poate să propună... Da, sunt propuși Panțărul Cristinel, Bodoiu Marcel, Munteanu Johnny Adrian.
Care? Supunem la vot. Pentru? Cei patru? Nu, poți vota. Da, e ca și cum ai candidat și la viceprimar, da, și ești consilier local și te votezi. Deci, la următoarele alegeri. Comisia este acceptată cu unanimitate de voturi. Da. Bun. Trecem la punctul 4. Am trecut de primele 3. Cu voia dumneavoastră, dacă nu există și alte probleme, haideți să mergem la punctul 4, care înseamnă discutarea situației structurilor sportive afiliate care se află în stare de suspendare în următoarea ordine și aceasta este descrisă. Eu îmi voi permite ca înainte de discutarea fiecărei structuri în parte, dacă o reprimim sau nu, în rândurile noastre, să fac și câte o scurtă, să-i spunem așa, descriere a situației, pentru că o cunosc cel mai bine. Înainte de toate, vreau însă să fac o referire și la statut, care spune că, și asta vă rog, doamnă, să indicați expres acolo în procesul verbal, deci, conform statutului... La care punct se trebuie? La 4. La punctul 4. Sub el, da? Da, la punctul 4. Că se termină. Da. Deci la punctul 4. Conform statutului Federației Române de Table Beghemon, hotărârile în adunarea generală se iau cu majoritate simplă. Trebuie să specificăm însă clar ce înseamnă majoritate simplă în funcție de numărul votanților de la momentul actual. Noi fiind 4 structuri cu drept de vot, majoritate simplă înseamnă 50% plus 1, deci 3. Asta ca să știe și votanții. În cazul în care o structură din acestea este votată de numai 2 persoane, ea nu trece mai departe. Ea rămâne, adică votul respectiv exprimat cu 2 la 2 nu este considerat pozitiv. Asta ca să știm, da? Da, cum ai spus, deci conform statutului. Deci conform statutului Federației Române de Table Beghemon, hotărârile în adunarea generală se iau cu majoritate simplă, în paranteză 50% plus 1. Se adoptă cu majoritate simplă. Vedeți că nu e ușor să scrii procesul verbal. Da, trebuie să scriem corect, legal. Majoritate simplă, da? Da, paranteză 50% plus 1. Plus 1. Da, în punct, în cazul de față, rezultă că majoritatea simplă este asigurată cu 3 voturi. E corect, Danicu, că foarte aveți corect experiență, da, în astfel de situații. Da. Suntem 4, majoritatea simplă înseamnă 3. 2 nu înseamnă că nu trece respectiva propunere. Așa e. Bun. Mai departe. Parcurgerea structurilor sportive. Nu, mai puțin, că mai avem o explicație de dată aici. Vă rog. Da. Înseamnă 3 persoane, nu? Aici da, 3 voturi, nu 3 persoane. 3 voturi, că nu. Da. Nu avem persoane, avem voturi, da, ale structurilor sportive. Da. Sportive, da. Tot la punctul 4 este o explicație, după ce s-au enumerat structurile sportive, se va vota nominal pentru fiecare structură sportivă în parte, dacă se menține suspendarea, se ridică suspendarea sau se exclude definitiv din rândul membrilor Federației Române de Table Beghemon. Deci, ce vrea să spun această frază pe care am inclus-o aici în acest convocator? Avem 3 variante pentru structurile sportive respective. Se ridică suspendarea, se exclude definitiv sau se menține suspendarea. Asta înseamnă o votare în 2 pași. Ori se menține suspendarea sau se exclude definitiv, ori se ridică suspendarea. Pentru că se ridică suspendarea înseamnă opusul celorlalte 2. Dacă votăm să nu ridicăm suspendarea, atunci trecem la pasul al 2-lea, menținem suspendarea sau excludem definitiv. Da? Acum fac referire ca să înțeleagă foarte bine cele 4 structuri cu drept de vot în acest caz. Avem o votare în 2 pași. Prima dată menținem suspendarea sau o ridicăm. Dacă o menținem, vedem ulterior, menținem numai suspendare simplă sau dezafiliem. Aceștia sunt pașii pentru votarea respectivă. Ca să... Eu zic că dacă veți propune una dintre variante și ea a fost votată, să nu treceți la a doua variantă propusă, pentru că dacă e... Nu. Ideea este așa. Deci noi avem 2 posibilități. Fie ridicăm suspendarea, și atunci este clar, fie se menține suspendarea.
Sau, ridicăm sau nu suspendarea? Dar dacă nu ridicăm suspendarea, mai avem două variante. Excludem definitiv, dezafiliem, sau dar menținem suspendarea până la următoarea adunare generală. Eu v-aș recomanda ca la fiecare structură despre care veți face vorbire, să... pentru că cunoaște situația ei, da, și da, dumneavoastră... Fără discuție, da. Dar nu, procedural vorbind, avem un vot care se împarte în două ramuri aici. Okay. Se ridică sau nu suspendarea și dacă nu se ridică, se dezafiliază sau se menține suspendarea. Am înțeles. Asta este ideea. Deci, este progresivă. Exact, sunt trei variante, din care una o stabilim într-o primă fază a votării și apoi cea de-a doua în următoarea fază a votării. Important este să știți că odată ce o structură sportivă a reintrat, i s-a ridicat suspendarea, ea capătă drept de vot chiar în această adunare generală pentru următoarele puncte alegerea ordinea de zi, da, președintelui, a vicepreședinților, a cenzorului, a secretarului general. Da? Da. Deci numai cu dumneavoastră 3 și cu mine 4 avem deocamdată treabă în momentul de față. Doamna, a fost clar ce am spus? Ați menținut acolo? Ați menționat? Hai că vedem pe urmă. Deocamdată. Hai să trecem la structurile în sine. Prima din această ordine este Asociația Municipală de pe Ghemon București. Această asociație este de utilitate publică și ea, inactivă de multă vreme, dar posibil a fi activată cu ajutorul Direcției Municipale de Tineret și Sport a Municipiului București. Fiind vorba de o instituție de utilitate publică afiliată la Federație, eu zic că ne putem folosi de ea ulterior. Votăm dacă se menține suspendarea sau se ridică suspendarea. Eu sunt pentru ridicarea suspendării. Toate patru structurile votează pentru ridicarea suspendării Asociației Municipale de pe Ghemon București. Trebuie să mergem totuși într-un ritm ca să poată să și scrie doamna Rodica și comisia care a fost desemnată, așa că poate e procesul greu, îi încerc scuze, dar actele trebuie făcute cu mare grijă pentru a nu fi invalidate și munca noastră să fie degeaba. Cei care ați mai participat la adunări generale și la ședințe de genul ăsta, bănuiesc că știți procedura, nu? Să ne spuneți, doamnă, când putem trece la următoarea structură. Deci menționai, se ridică suspendarea. Nu, că trebuie să scriu aici. Nu, care e rezultat? Se ridică în dreptul ei? Se ridică suspendarea, 4 voturi din 4. 4 pentru. Da. Asociația Municipală de pe Ghemon București nu are reprezentant în sală. Rezultă că deocamdată quorumul votanților rămâne de 4. Nu avem posibilitatea să o folosim ca votant în această adunare. Merg mai departe? Da, da. Asociația Județeană de Table Iași. Este exact aceeași soluție din punctul meu de vedere ca și la Asociația Municipală, pentru că este instituție de utilitate publică, din câte înțeleg are și reprezentant în sală Asociația Județeană de Table Iași și în trecut, când domnul Vasile Grăjdeanu trăia, avea, Dumnezeu să-l ierte, avea o activitate destul de prolifică în zona Iașului. Propunerea mea este ca suspendarea să fie ridicată. Și comisia e de acord. Se votează tot așa cu 4 voturi din 4 pentru ridicarea suspendării. Ce sunt copy-paste, nu? A frazea copy-paste și... Nu? Asta nu scrieți. Asta este cel mai greu punct. E greu pentru că sunt multe, nu avem încotro, trebuie să trecem prin toate, pentru că asta este procedura și așa e corect. Nu putem vota la grămadă, pentru că sunt spețe diferite, sunt situații aparte, nu? Da. Nu toată lumea este în aceeași situație, nu? Trecem mai departe, doamna? Da, trecem. Clubul sportiv al Surzilor Tăcerea Oradea. E o rețea aceasta a cluburilor sportive ale Surzilor, care au făcut parte din membrii fondatori ai Federației Române de Table pe Ghemon, și care la fel pot fi reactivate grație Asociației Naționale a Surzilor, care este și ea o instituție de utilitate publică, neguvernamentală. Așa că propunerea mea este să folosim în continuare aceste structuri sportive, care ne pot asigura și o masă de jucători, mergând chiar spre conceptul de responsabilitate socială. Și aici fac o paranteză ca să mai variem un pic subiectul, nu vă ascund și că ieri am fost contactat de Asociația Nevăzătorilor din România pentru organizarea unui
turneu care mi se pare fantastic de frumos pentru nevăzători cu zaruri speciale, cu cititor de zaruri ca arbitru. Ei chiar au făcut săptămâna asta la Botoșani, la filiala Botoșani a Asociației Nevăzătorilor, o competiție dedicată celor cu dizabilități parțiale sau totale de vedere. Federația, din punctul meu de vedere, trebuie să meargă și către astfel de categorii defavorizate și să demonstrăm că, într-adevăr, utilitatea publică acordată încă din 2004 de minister nu este un concept abstract sau desuiet, ci, din contră, ne folosim de el, motiv pentru care dorim să și alegem o conducere activă astăzi. Părerea mea, deci, ca să mă întorc la subiect, Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Oradea se ridică suspendarea. 4 voturi din 4 pentru. Mulțumesc. Situație similară cu Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Timișoara. N-am să mai repet ceea ce am spus mai devreme pentru că este aproape identic. Votez pentru ridicarea suspendării. Țineți pasul, doamnă, cu noi? Da. CS 6x2 București. Clubul Sportiv 6x2 București este una dintre cele mai vechi structuri sportive afiliate. Domnul Barbu Ciutacu, care este președintele clubului, a făcut un efort și a delegat un reprezentant la această ședință. E o persoană care a mai participat inclusiv la adunări generale atunci când s-au mai făcut. Eu cred că și acest club se poate reabilita în relația cu Federația și votez ridicarea suspendării. Unde sunteți? Doar se ridică suspendarea, să trebuie să scrie. Pe unde să scriu? Trebuie să scriu dedesubt. Da, corect, așa e. Nu, are dreptate, are dreptate. E bine așa, da, știți, doamne, dreptate, da. Păi, aparte pe ordinea de zi, mergem mai departe. Zarul Norocos Călăraș e o structură sportivă care este activă în continuare, deși n-a mai venit la competiții de o anumită perioadă de vreme. Promisiunea președintelui de acolo este că se va reimplica. Eu sunt pentru ridicarea suspendării. Și pentru Zarul Norocos. Da, Zarul Norocos Călăraș. Deci până acum avem 5-6. Deci cvorumul de ședință a crescut la 6 structuri sportive, pentru că 6 structuri sportive care vor avea drept de vot de la următorul punct încolo, după admiterea în rândurile noastre a CS 6x2 București și Asociația Județeană de Tableiaș. Asta am uitat să fac precizarea, dar la sfârșit o să contabilizăm tot. Da? Unde ați ajuns? CS 4x2 Timișoara. Structură sportivă care, de asemenea, ar delega un reprezentant la această adunare generală. Eu sunt pentru ridicarea suspendării. Și am ajuns la 7, astfel. Mai departe, CS Danubius Tableși Beghemon Brăila. E o structură sportivă de mare tradiție în lumea beghemonului românesc. Are reprezentant în sală. În cazul de față sunt eu prezent. Da. Într-adevăr am avut participare la concurs la Brăila. Da. A fost o colaborare bună și cred că și în continuare va fi o colaborare bună cu părerea domnul. Părerea mea este să ridicăm suspendarea și votez pentru. Vă mulțumim. Vorbul a ajuns astfel la 8, nu? 8. Da. Le contabilizăm. Contabilizăm. Da. CS Dacia Craiova. Avem în Oltenia acolo un inimos jucător, pe domnul Florin Popoșilă, care a luat deja legătura cu reprezentanții a două dintre cluburile craiovene. Eu sunt pentru ridicarea suspendării. Mulțumim. CS 6x5 Iași, chiar dacă nu are reprezentant în sală, știm bine că a fost înființat și ținut în viață de domnul Vasile Grăjdeanu și măcar din respect pentru eforturile făcute de acest om și de comunitatea ieșeană, eu sunt pentru ridicarea suspendării. Ok. Mulțumesc. CS Alfa București. Din păcate aici nu pot să spun aceleași cuvinte pozitive ca și în alte cazuri. Am încercat să iau o legătură cu reprezentanții acestui club. Adresa care este menționată în actele oficiale pare să nu fi activă. Toate comunicările către ei s-au întors, să zicem așa, fără niciun fel de răspuns. Eu zic că astfel de cluburi, decât ne îngreunează procesul, eliminăm. Și
ar trebui, părerea mea și pentru care voi vota, să nu le ridicăm suspendarea. Să se exclude definitiv. Nu, numai puțin, deci deodată nu le ridicăm, nu le ridicăm suspendarea. Da? Și dacă nu le-am ridicat suspendarea, mai votăm o dată menținere sau dezafiliere. Eu zic dezafiliere. Deci este CSE Alfa București va fi dezafiliat, va fi scos din componența nominală a adunării generale. CSCFR Oravița, eu zic că poate fi un centru important, mai ales că e și întrucâtva asociat cu Căile Ferate Române, deci am putea instituțional la un moment dat să-i reactivăm, să le mai dăm o șansă. Ridicarea suspendării. 4 din 4 și aici. CSE Electrocentrale București. Nu este un club la fel ca și Alfa care să fie arătat disponibilitate. Părerea mea este să nu le ridicăm suspendarea în primă fază și să-i dezafiliem. Dezafiliere cu unanimitate de voturi. Aceeași situație pentru CSE Midas 2001 București, dezafiliere. Da? CSE Mariș 2002 Târgu Mureș, dezafiliere. Toată lumea. Unde am ajuns? CSE Al Surzilor Tăcerea Craiova, la fel cum am procedat cu cluburile omologe din Oradea și din Timișoara, eu zic să-i reprimim și să le oferim ocazia să ne ajute. Se ridică suspendarea. Votează toată lumea. CSE Sport Club Fotbal Avântul Miheșu de Câmpie. Au participat în 2019 la o adunare generală, au făcut niște promisiuni, după care n-au mai răspuns. Din contră, propunerea mea, de fapt, propunerea pe care o voi susține prin vot este să îi dezafiliem. Dezafiliere. CSE Energy Cameron Câmpina, dezafiliere. CSE Table Beghemon 6x1 Petroșani. Club sportiv, la fel cu mare tradiție și care a făcut un efort să delege o persoană care să participe la adunarea generală de astăzi, ridicarea suspendării și implicit drept de vot astăzi. 10. CSE Al Surzilor Tăcerea Cluj-Napoca, am mai discutat de astfel de cluburi sportive, ridicarea suspendării. Toată lumea este de acord, ridicarea suspendării. Mai departe, Clubul Sportiv Forța Oltenia Craiova. Aici rău îmi pare să zic, dar domnul Iliescu, cu toate că a venit în federație cu un avânt deosebit, a spus că face, că trece, s-a remarcat numai prin procese, prin justiție, majoritatea dintre ele pierdute. Dezafiliere. CSE Sportin Luduș, aceeași situație, pentru ei sportul național par a fi procesele în justiție. Dezafiliere. Clubul sportiv 4x4 Brașov este în exact aceeași situație, care înseamnă, din punctul meu de vedere, susținut prin vot, dezafiliere. ACS Unirea Politehnică București este un club sportiv studențesc al celor care fac parte din mediul universitar politehnist bucureștean. Eu însumi, când eram student, am participat la competiții făcute de regretatul Radu Liviu în cantina studențească de acolo din regie. Par a fi un club cu potențial, chiar dacă la un moment dat au avut unele păreri contrare, dar părerea contrară nu înseamnă a fi pe altă lungime de undă, ci poate e o părere contrară constructivă. Eu zic să le dăm o șansă și să le ridicăm suspendarea. CSE 2x2 Table București, care are reprezentant inclusiv în sală, pe domnul Nica, este la fel o structură sportivă de tradiție printre pionierii beghemonului românesc, ridicarea suspendării.
și drept de vot. Da. Da, sigur, de la punctul următor încolo are drept de vot. 10, sunt am numărat de 10 și probabil, da. Îți scrie în continuarea punctului 4 avem fraza care este foarte clară, structurile sportive cărora li se ridică suspendarea vor putea vota pentru punctele 5, 6, 7 și 8. Da, deci structurile sportive 8, 9, 10 și 10. Pentru toate punctele în continuare. Nu, se dezafiliază. Da. Da, tu mai pe acolo sunteți? Lăsați că eu scriu. Dumneavoastră faceți-vă treaba. Da, vă mai întreb unde. Da, așa, da. Deci am trecut de punctul 4, care era cel mai voluminos de pe ordinea de zi. Da. Rezultă mai departe, și asta vă rog, după ce terminați cu toată scrierea, să faceți mențiunea, quorumul de ședință este alcătuit acum din 10 structuri sportive cu drept de vot, care au reprezentanți în sală. Ele sunt mai multe în adunarea generală nominală, dar în sală sunt prezenți în momentul de față 10 reprezentanți cu drept de vot. De la 4 câți eram inițial, am crescut la 10 grație și reprezentanților care au avut drept de vot și l-au exprimat așa cum li s-a solicitat. Trecem la punctul 5. Alegeri pentru funcția de președinte al Federației Române de Table Beghemon. Conform hotărârii propunerii Consiliului Director, pentru că în conformitate cu statutul, Consiliul Director are posibilitatea și el, ca for, să facă propuneri pentru candidații la alegeri, ca și cluburile afiliate de altfel. Există un singur candidat, este vorba de domnul Neculai Drăgănuță. Da, vă mulțumesc. În acest caz, fiind un singur candidat, se va proceda la alegeri prin vot deschis. Dar, înainte de asta, aici intră toți cei 10 candidați care au drept de vot în acest moment. Și pot să voteze, aș dori ca domnul Neculai Drăgănuță să ne spună câteva cuvinte. Așa cred că este corect. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați onorat cu prezența și onorați cu prezența dumneavoastră această adunare generală de alegeri. Mi-aș fi dorit să fie mai mulți candidați pentru funcția de președinte al Federației Române de Table și Beghemon. Bună ziua! Tocmai a sosit și domnul primar al orașului stațiune Târgu Ocran. Bine ați venit, domnule primar! Fix la momentul discursului. Haideți să oferim un scaun aici lângă noi. Deci în sală sunt delegații ai structurilor sportive din țară. Au fost convocate 36 de structuri sportive. Au onorat cu prezența 10. O parte dintre structurile sportive au fost dezafiliate. Și am ajuns la ordinea de zi, la punctul 5. De aceea cuvântul era la mine. Sunt singurul candidat pentru funcția de președinte al Federației Române de Table și Beghemon. Mă onorează. Mă scriu și eu atunci, ca să funcționeze regulă democrației. S-a închis lista electorală, domnul primar. S-a închis, nu? Mi-aș fi dorit să fie mai mulți candidați, cum spuneam și mai devreme. Mulțumesc celor care au încredere în mine. Sunt dornic de a munci pentru jocul de Beghemon din România, pentru jucătorii de Beghemon din România, pentru structurile sportive ale noastre, ale românilor, de a face din Federația Română de Table și Beghemon o instituție respectată, atât în țară, cât și față de structurile sportive, organismele internaționale de acest profil. Sunt în putere, îmi place această activitate. Am doar 53 de ani, mă consider tânăr, dar bătrân în ale Beghemonului, în ale jocului de Beghemon. Ca jucător am avut rezultate foarte frumoase. Am câștigat la individual de două ori campionatul european și odată am fost în finală. Am câștigat de asemenea campionatul european la echipă. Din punct de vedere organizatoric, am organizat ca președinte al Asociației Române de Beghemon mai mult de 100 de competiții în România. Cred că mă voi descurca și cred că voi performa în această funcție de președinte al Federației Române de Table și Beghemon. Sunt convins că voi colabora foarte bine cu toate structurile afiliate
și voi reuși să afiliez și alte structuri. Le vom face să fie puternice. Asta ce înseamnă? Să aibă membri, să practicanți ai jocului de backgammon și table, să fie puternice financiare, să organizeze competiții locale, să ajungem la competiții zonale, competiții naționale, să găzduim turnee internaționale, să fim respectați de Ministerul Tineretului și Sportului, dar numai prin munca noastră vom atrage respectul Ministerului Tineretului și Sportului, care cred eu că va finanța această activitate. Pentru că jocul de table, cum îl cunoaștem noi românii, este foarte popular. Aș zice că după fotbal, jocul de table în România este practicat de către cei mai mulți. Personalități, oameni politici, oameni de afaceri practică acest joc. Poate unii se feresc de a spune, considera că este acel joc de prin parcuri, nu știu ce, dar noi facem competiții într-un mod organizat, cu respectarea regulilor internaționale. Vă spuneam că am doar 53 de ani. Sunt căsătorit, am o fiică, este în București, este inginer biolog, sunt și bunic. Din punct de vedere administrativ, am fost viceprimar într-o comună, Urechești, județul Bacău, în anul 2000, iar în 2016, pentru o perioadă de 2 ani și o lună, am fost viceprimarul orașului, coleg cu domnul actual primar, domnul Cristian Aurelian Ciubotaru. Dânsul era administrator public, eu eram viceprimar, acum dânsul este primar și îl felicit și mulțumesc domnului primar că a venit ne-a onorat cu prezența. Vă spuneam, din punct de vedere administrativ, am o experiență, de asemenea, din punct de vedere al activităților comerciale, sunt asociat al unei societăți, asociat unic al unei societăți comerciale, am fost și administrator al acelei societăți din 2002 până când am început serviciu în administrația publică. Cred că mă voi descurca atât prin cunoștințele mele despre viață, despre afaceri, despre administrație publică, dar voi apela la dumneavoastră întotdeauna, la sfaturile dumneavoastră, susținerea dumneavoastră, pentru că nimeni nu este perfect și împreună putem face lucruri frumoase. Mă așteaptă, să zic, o muncă în plus față de câte aveam, dar vă spun că îmi place și vreau să performăm. Vă mulțumesc! Am emoții! Apelez, mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a spus. Aș vrea să apelez la membrii Comisiei de Validare, care au fost votați la punctul 3, nu? Din ordinea de zi, pentru că dumnealor vor număra voturile și dumnealor vor informa secretariatul și pe doamna Rodica la întocmirea și redactarea procesului verbal despre rezultatul electoral, chiar dacă e vorba de un vot deschis. Cine face parte, doamna Rodica, din acea comisie de numărare a voturilor? Domnul Panțăru, domnul Johnny Munteanu și domnul Bodoiu, da? Deci, dumneavoastră sunteți responsabili cu numărarea voturilor. Două comisii de numărare și cealaltă de validare. Nu, comisia doar de validare, asta este. Da? O singură comisie, dumnealor numără, dumnealor validează rezultatul, da? Da. Păi, procedem la vot. Pentru domnul Drăgănuță există 3 posibilități. Votul favorabil, împotrivă și abținerea. Cine votează pentru? Să numărați voturile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cine lipsește? Păi și eu trebuie să votez. Și eu, 10. Și eu pot să votez că din partea... Da. Deci eu nu ridicase mâna cu mine. Să nu mai numărați odată. Da. Hai, mai... Ia mai numărați. Dacă vreți mâna. Da, deci mențineți mâna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, da. În unanimitate, de fapt, vă rog, faceți. Da. Faceți anunțul. Domnul președinte al Comisiei. Anunțat pe cheia de asta. Da, în unanimitate. 10 voturi pentru. 10 cu 10 voturi pentru. Felicitări. Felicitări pentru domnul Drăgănuță Nicolae, care va fi președintele. Vă mulțumesc, domnul. Deci, vă mulțumesc frumos. Se propune punctul 6 pentru alegere? Se propune, nu? Pentru funcțiile de vicepreședinte? Sau la președinte, acum. Pe aici, punctul 5 pentru președinte, 5, da? Deci alegeri propune, pentru funcția nu? De președinte. Nu se propune. Se prezintă candidatul... Se prezintă candidatul... Drăgănuță.
înscris, că dumneavoastră s-a înscris înainte, conform statutului. Se prezintă candidatul înscris Neculai Drăgănuță, care vorbește despre activitatea sa anterioară în Veghemon, după care se trece la procesul de vot în sine. Numai. Sau vreți să scrieți tot ce a spus domnul Nicu? Nu, nu. Ține înregistrat. Da. Ați auzit discursul ăsta, nu? Aceasta a fost ordinea de zi. Acum se aleg cu ce președinții sunt 4 candidați pe 2 funcții. Sunt exprimate 10 voturi pentru... Nu, conform anunțului Comisiei de Validare, sunt exprimate 10 voturi pentru... Da. Da, Comisiei de Validare. Scorul electoral al candidatului... Al candidatului Neculai Drăgăruță este de 10 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi împotrivă. Dar nu e formula asta cu scor electoral? Parcă este, nu? Rezultatul votului. Așa, secretarul general este comentator de sport. Trecem mai departe? Da. Dați-mi voie să trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi, care înseamnă alegeri pentru funcțiile de vicepreședinte al Federației Române de Table Veghemon. În conformitate cu statutul instituției, sunt 2 funcții vacante în Consiliul Director de Vicepreședinte. Avem 4 candidați care s-au înscris pentru ele, ceea ce înseamnă că vom avea un vot secret de această dată. Avem buletine de vot. Cei 4 candidați sunt Munteanu Johnny Adrian, Cristian Ocneanu, Paul Stelian Șerban și Gipu Toscăzan. Buletinele de vot sunt destul de simplu, din cei 4 candidați, cele 4 nume pe care vi le-am anunțat, dumneavoastră puteți bifa cu un X în dreptul lor, unul sau doi. Deci nu sunteți obligați să votați doi, dar nu mai mult de doi. Ori unul, ori doi, sau niciunul. Asta este opțiunea celor care vor avea posibilitatea să voteze, cei 10, și am să rog Comisia de Validare, pe domnul Cristinel Panțăru, care e mai aproape de mine, să împartă buletinele de vot la cei care au dreptul de exercitare. Unul cele la mine, 10. Unul la dumneavoastră, da. Cele 10 structuri cu drept de vot. Eu aici aș recomanda fiecare să voteze în secret, la o altă masă, fiecare, acolo, și, așa, unde și, le punem? Și să le introducă în acel bol. Da, profeu, doamna. Da. Nu, mie nu-mi dați vorba. Mie nu-mi dați vorba. Doar păi doamna. Și doamna. Da, imediat. O sărit-o, Cristian, să-i dai și nu doamna. E doamna de sărit. Da. Are toată lumea cât cine nu are buletin de vot? Sunt doamna candidați. Păi e... De cei 4 candidați. 10. Cei bifați și îl împăturiți și îl puneți în... Din... Da. Aș mai vrea să spun... Sunt prezentați cei 4 candidați. Și trec numele, da? Da, da. Și se trece la procedura de vot. Se explică procedura de vot. Da. Acum, mai am o precizare, numai puțin, stați că n-am început încă votarea. Mai am de făcut precizarea că dacă după primul tur de scrutin există candidați la egalitate, se va efectua un nou tur de scrutin numai cu candidații care sunt în această situație de balotaj. Așa ne spune dacă statutul. 3 sau 4 la egalitate. Poate să fie... Dacă sunt toată lumea poate să fie la egalitate. Dacă sunt doi la egalitate, nu există... Dacă sunt doar doi la egalitate pe adică două funcții, pe două okay. funcții sunt ok, da. Sunt validați. Dar da. Dacă între 2 și 3, de exemplu, există egalitate, se va proceda la o altă votare exact. În acest caz. După ce votează, toată lumea are fixul, bănuiesc. Eu mi-am exprimat... Succes. Votul. Așa, și comisia de validare să facă precizări. Uitați, minte. Cu ce vreți. Nu știu, îl aveți aici. Da. Dați-le mai departe. Da, să fie împăturit, da? Împăturit.
Rămână în frente de ele. Și numărul ăsta, dacă sunt 10, dacă nu, asta mai... e treaba comisiei, da, să spună comisia, câte voturi, da, da, dacă sunt mai... Să numere la candidați, da? Să nu fie mai mult de 10. Întâi să, întâi să le numărați, da, să nu fie mai mult de 10. Dar n-ar trebui să aibă. Sigur. Ia vedeți. Dacă sunt mai puține, nu e o problemă. Toată lumea și-a pus votul. Comisia de validare își face treaba acum. Comisia de validare, am scris și vedem... 3, 4... 5, da? 6, da. 7, 8, 9, 10. Da. 10. Și acum, și acum comisia o să... Comisia de validare... Cine mai este alături de dumneavoastră? Un domnul Geanu Gioni? Veniți aici lângă să vedeți votul. Așa este legal. Comisia de validare centralizează voturile exprimate. Și strigați cu voce tare, de exemplu. Strigați de la un buletin de vot. Cine? Cum? Da, să vedem un pic poate. Ia să vedem, nu mai avem unul acolo, ne folosim? Da, dați-mi un buletin de vot, ne folosim, ca eu să fac așa, nu mai bună. Uftiți, ca să, când spun ei, să centralizăm, da? Ca idee. Să găsesc un minut? Da, păi acum, acum o să precizăm după ce, da, spun ei, cu tare, 7 voturi. Și așa mai departe, da. Că sunt ordinea acolo. Da, da, voturile exprimate sunt următoare. Deci, avem așa. Numai puțin, numai puțin. Deci voturile de exprimate sunt următoarele. Și cu liniuță... Hai, domnul Pațăru, spuneți. Deci avem domnul Munteanu Gioni. Are, este votat cu 9 voturi. Nu, luați-mi... Deci Munteanu Gioni 9 voturi, da? 9 din 10, da? Da. Da. Domnul Ocneanu Cristian, 8. Ocneanu Cristian, 8. Așa. Domnul Șerban Stelian Paul, cu 2. Ocneanu, 8. Șerban, 2. Și domnul Tohăzan Gicu, 1. E frumos. Da? Deci posibil. Deci pe 20, da. Deci sunt 9 cu 8, 17 cu 2, 19 cu 1, 20. 10 ori 2, 20 înseamnă că toată lumea a votat, da, câte două opțiuni. Da, da, da. E. N-a fost... Okay. Voturile... Da. Tot Hăzanul, da. Păi în aceste condiții să declarați cine sunt următorii. Nu, nu, Comisia de Validare a informat. Eu o să fac anunțul. Da, așa? Gata, doamnă? Da, am scris. Deci, în urma numărării voturilor... Să păstrăm buletinile de vot. Da, astea se păstrează ca anexă, da. Uitați aici într-un plic. Așa, domnul secretar. Mulțumesc. În urma numărării voturilor, da, de către Comisia de Validare, a reieșit faptul că Munteanu Gioni Adrian este noul vicepreședinte al Federației Române de Table Pregemon cu 9 voturi. Felicitări! De asemenea, domnul Ocneanu Cristian va ocupa o funcție de vicepreședinte al Federației Române de Table Backgammon cu 8 voturi valabile exprimate. Și eu zic că și în lipsă îi putem aplauda pe ceilalți doi care au candidat și care sunt persoane ce pot ajuta, chiar dacă au pierdut această bătălie electorală, da. Șerban Paul cu 2 voturi și Gicu Tothăzan cu 1 vot. Gicu Tothăzan fiind și reprezentant al clubului Sportline Turda, a trimis, n-a putut să vină personal la adunarea generală, dar a trimis un reprezentant și ne-a și promis că, fiind salină foarte frumoasă la Turda, va face tot posibilul să avem o competiție acolo. Eu, personal, în fața dumneavoastră, vreau să le mulțumesc acestor oameni care au susținut proiectul federal încă de la restaurarea sa. Iar dacă domnii vicepreședinți nu sunt copleșiți de emoție să ne spună un cuvânt, îi rog să spargă un pic monotonia ședinței. Și de vrea. Da, vă mulțumesc tare mult pentru încrederea acordată. Nu mai știu. Ține să vă leagă okay. Deci vă mulțumesc tare mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. O să încerc să fac tot posibilul să nu dezamăgesc alături de bunul meu prieten, domnul Neculai Drăgănuță, din momentul acesta nou președinte al Federației Române de Table. Așa că vă mulțumesc încă o dată și sperăm să auzim numai de bine în ceea ce privește toate evenimentele viitoare. Vă mulțumesc. Măcar acum mai am pe cineva. Bună ziua, domnilor! Mă simt onorat că mă aflu printre greii Begemonului. Vreau să promovez jocul alături de domnul Drăgănuță. Acum, alături de da, da, să aducem Iașul, să ajungem la Iași, să promovăm cât mai mult. Iașul are un potențial foarte mare de jucători.
numai că trebuie să ne implicăm, să-l promovăm. Vă mulțumesc mult, spor la treabă și să fie cu bine. Un succes! Acum, ca să și eu să zic ceva. Da, da, poftim. Da, și eu vă mulțumesc, vă felicit pentru funcțiile dumneavoastră de vicepreședinți. Domnul Johnny? Ok. Domnul Johnny continuă discursul. La fel de bine aș fi colaborat și cu celelalte persoane, dar mă bucur că tragerea la sorți a ieșit așa. Avem un câștigător din Târgu Ocna, un prieten de-al meu, dar bine, că toți sunteți prietenii mei și eu al dumneavoastră. Deci, pe primul loc la vicepreședinte, cum au decis voturile, domnul Munteanu Johnny Adrian, cu care mi-am plimbat valiza și prin Maroc din anii 2002. Avem peripeții multe. Am făcut naveta în Austria la turnee, are o experiență despre Beghemon, e un bun sfătuitor, mă mai critică, mă mai zburlesc la el, după care îi dau dreptate și deci știu să ascult. Sunt bucuroși pentru domnul Ocneanu, care este de la Iași. Iașiul este Iașiul, ce să mai spunem, este capitala Moldovei, așa istoric și cultural. Este o tradiție de competiții la Iași, m-am gândit, mi-am dorit să câștige, a câștigat alegerile în cinstea și a domnului Grăjdeanu Vasile, care a decedat la o vârstă înaintată, dar nimeni nu-și dorește să plece dintre noi. Cu toate bătrânețele sale, organiza competiții la Iași, ne aduna pe toți ca o cloșcă ce și-a adunat puii. Felicitări, domnilor vicepreședinți, sunt convins că vom colabora foarte bine. Și eu vreau să felicit pe noi ocupanți ai funcțiilor de conducere. Ei vor face parte automat și din Consiliul Director, dar îi spun că le spun ambilor că urmează foarte dificilă perioadă, care le va aduce poate și unele insatisfacții, pentru că vor fi supuși criticilor. Chiar dacă fac, chiar dacă nu fac. Asta e domnul primar, poate știe mai bine. Da. Când faci, e rău, când nu faci, iar e rău. În fine, astea sunt funcțiile de conducere, iar referitor la Iași, pentru că ați făcut precizarea legată de domnul Ocneanu, și nu numai domnul Ocneanu, și domnul Grăjdeanu și ceilalți, am avut foarte plăcută surpriză, că la un moment dat, în urmă cu vreo 2 luni maximum, o persoană din Iași pe care nu cunosc și nici acum n-am întâlnit-o vreodată, dar care mi-a solicitat pe Facebook numărul de telefon, s-a adresat către mine și a spus: noi suntem vreo 10-12 prieteni de la Iași care ne strângem și jucăm și avem o problemă legată de regulament. Era vorba dacă să facă ambele zaruri sau numai unul dacă îi convine. Le-am dat lămurirea de rigoare și au zis: domne, ce bine că există federație, că există cineva care ne-a luminat, ne-a lămurit în acest caz. Noi de aici încolo vrem să facem ceva, să ne afiliem. Așa că, la un moment dat, după ședință sau ulterior, domnul Ocneanu îi revine sarcina de a activa și instituțional acest grup de jucători, să-i detecteze acolo la Iași, pentru că există potențial. Și sunt convins că în majoritatea zonelor istorice ale României există acest potențial pe care noi, deocamdată dumneavoastră, care aveți funcțiile la federație, trebuie să îl valorificați. Este potențial mare, este o federație care poate deveni una uriașă, din motive asupra cărora nu cred că este bine să insistăm acum, știți prea bine de morți, numai de bine. Federația a fost într-o stare de letargie mult prea multă vreme. În fine, asta este o altă situație. Avem punctul 7 pe ordinea de zi, care înseamnă alegeri pentru funcția de secretar general al Federației Române de Table Beghemon. Practic, mandatul meu în această funcție s-a încheiat odată ce s-a deschis această ședință. Eu n-am mai fost secretar până acum, am fost reprezentant al unei structuri cu drept de vot și conducător al ședinței. Funcția de secretar urmează acum să se ocupe tot prin vot. Am fost singurul care m-am înscris pentru această funcție. Nimeni n-a mai dorit să candideze, nu neapărat că aș fi fost eu, dar nu s-au mai exprimat candidaturi valabile. Așa că tot prin vot deschis vom purcede și la această treabă. Nu știu dacă mai e cazul să mă prezint, pentru că m-ați tot auzit vorbind astăzi. Dacă vreți, vă fac și un scurt discurs despre mine. Pentru fete, pentru doamne. Despre mine aș putea spune foarte succint că îmi place acest joc. L-am învățat încă de copil table, desigur, fără cub. Apoi, ulterior, acum vreo câțiva ani, am descoperit și varianta asta a jocului cu cub, care m-a fascinat și consider că este un sport al minții cel puțin la fel de complex precum șahul, precum goul,
precum Bridge-ul, cu particularitatea că aici apare un element de incertitudine major, aruncarea zarurilor. Dacă la șac, la bridge, la celelalte discipline sportive menționate, avem o oarecare structurare și nu depindem de altceva, aici intervine elementul de incertitudine și părerea mea pe care mi-am exprimat-o de foarte multe ori a fost că backgammon-ul este practic o copie miniaturală a vieții. Ceea ce ni se întâmplă în viață și cum depindem de anumiți factori conjuncturali se regăsește pe tabla de joc cu 24 de câmpuri, cu 15 piese, cu două zaruri și mai nou competițional cu un cup de dublaj care poate să ridice miza sau să te retragi pentru a minimiza pierderile. E o părere pe care o exprim succint, este o treabă foarte grea instituțională pe care mi-am asumat-o, sper să o pot duce mai departe, dacă, bineînțeles, voi fi în continuare nominalizat și în structura de conducere în funcția respectivă. Trecem la vot. Aici, dacă mi-ați permite să iau eu votul, având în vedere că dumneavoastră sunteți candidatul. Da, și domnul Bodoi a fost care ridica mâna. Da, vreau să spuneți ceva? Nu. Păi, fiind singurul candidat, va fi un vot liber. Și vă supun aprobării dumneavoastră cine este pentru ca domnul Cristian Nicolae Ghena să fie secretarul, vechiul și noul secretar general al Federației Române de Table și Backgammon. Cine este pentru? Domnul președinte de Comisia de Validare, să numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 și o abținere. Da, eu mă voi abține în acest caz. Ok. În aceste condiții, domnul Cristian Ghena este secretarul general al Federației Române de Table și Backgammon. Îl felicit în calitatea mea de nou președinte. Este un domn extraordinar, mie îmi place, este energic, are valoare, iubește jocul de backgammon, fiind și comentator de sport, îi se potrivește ca o mănușă funcția de secretar general al Federației Române de Table și Backgammon. Sunt convins că împreună cu dânsul și cu cei doi vicepreședinți și cu celelalte organe de conducere care urmează să le facem cunoscut, vom face o treabă bună la Federația Română de Table și Backgammon. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că domnul primar nu putem să-l reținem, a stat de dragul nostru și îi mulțumim, îi oferim cuvântul, că dânsul trebuie să plece și noi continuăm cu ordinea de zi. Sigur, după, aici, da? Înainte de a vorbi domnul primar, aș vrea eu să completez discursul domnului președinte Drăgănuță, dar trebuie să facem echipă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ridicat mâna prin vot deschis și mi-ați acordat în continuare gir și încredere. Domnule primar, v-aș adresa, nu din calitate oficială, pentru că nu vă cunosc și instituțiile n-au colaborat, v-aș adresa numai așa câteva fraze. În primul rând, de mulțumire pentru că ați dat greutate adunării generale prin calitatea dumneavoastră de invitat aici și, dincolo de asta, ați conferit candidaților localnici, domnul Johnny Munteanu și domnul Neculai Drăgănuță, o altă cădere în fața lumii backgammon-ului românesc, micuță, să spunem așa, dar mare în ansamblu, reprezentat aici de toți acești oameni. Fără ajutorul forurilor locale, nu numai din Târgu Ocna, de peste tot, nu vom putea face, nu vom putea urni căruța. Forurile locale, la rândul lor, pot să beneficieze de un aport masiv, nu numai de imagine, de absolut orice, inclusiv de conceptul de responsabilitate socială, prin intermediul sporturilor, cum ar fi și backgammon-ul, care introdus în școli, și acesta este un proiect al nostru, poate să ne ducă, să zicem așa, pe aceeași treaptă cu Danemarca, unde se studiază ca disciplină facultativă backgammon-ul sau cu alte țări. În Japonia, copiii de la vârste de 6-7 ani sunt selecționați, sunt băgați în programe de pregătire specifice, astfel încât la 21-22 de ani joacă PR2. Știți prea bine ce se întâmplă. Deci, primăriile, consiliile locale, consiliile județene, toate structurile sportive afiliate primăriilor și înțeleg că la Târgu Ocna există un club sportiv de mare tradiție numit Măgura, este așteptat mai departe să își pună în certificatul de identitate sportivă disciplina table backgammon, să se afilieze la federație și să derulăm programe împreună pe plan intern și internațional. Vă mulțumesc și sper că nu vă supără pe toți ceilalți că m-am erijat în purtătorul dumneavoastră de cuvânt în fața domnului primar. Mulțumim.
Bună ziua, domnule președinte nou ales, distinși domnul vicepreședinte și dumneavoastră toți participanții astăzi. Chiar am venit cu mare respect și la propunerea domnului Nicu Drăgănuță, care este un coleg, un prieten și un locuitor responsabil a Târgu Ocnei. Da, astăzi este un moment important pentru ceea ce faceți dumneavoastră în cadrul acestui sport, backgammon-ul și table. Faptul că ați reușit să vă adunați și să puneți într-o zonă administrativă și într-o zonă de legalitate acest sport e un pas, un prim pas. Este adevărat că e o muncă, activitatea complicată de-abia de acum începe, pentru că implică responsabilitate, implică legislativ, pentru că până acum, fiind într-o formă mai puțin organizată, puteau fi alte și alte reguli. Acum acest sport trebuie ridicat pe acolo unde este locul. E o mare onoare, să-i spunem, pentru comunitatea din Târgu Ocna, pentru locuitorii pe care îi reprezentăm, eu în calitate de primar, domnul Nicu Drăgănuț în calitate și de consilier local, a povestit mai devreme, facem parte din echipa care în această etapă încercăm să punem o cărămidă peste celelalte cărămizi din Târgu Ocna. Reprezentați frumos și Târgu Ocna este, va fi reprezentată frumos prin vocea dumneavoastră, prin activitatea care o veți face, prin tot ceea ce înseamnă organizarea de turnee, de competiții oriunde în țară sau chiar și peste hotare. Deci numele de Târgu Ocna va fi acolo. Ceea ce nu ne rămâne decât să fim onorați pentru această treabă și să transmitem mesajul că iată că o asociație de tip național, federație de tip național, are conducerea la Târgu Ocna, deși văd că sediul social este deocamdată în altă localitate, dar probabil se vor... De zi, sediul va fi stabilit. Schimbare. Perfect. Putem anticipa, e vot. Da, exact. Da. Da. Ce pot să vă spun? Că mă bucur că astăzi ați rupt din timpul dumneavoastră, cei care ați venit de la distanță, să veniți la Târgu Ocna, să redescoperiți Târgu Ocna sau să descoperiți Târgu Ocna, să vă bucurați de frumusețile ei. Mi-aș dori să rămâneți cât mai mult timp aici, dacă, sau dacă nu, să reveniți alături de prieteni, de familie. Să știți că Târgu Ocna, pe lângă faptul că reprezentăm statutul de oraș, avem și calitatea de stațiune turistică de interes național, odată pe în serviciile și pachetele turistice care le oferim, existența minei de sare, izvoarele, cadrul natural, motoul nostru este frumuseții, credință, eroism și toate lucrurile astea sunt chiar adevărate, pentru că aici credința are un rol foarte important. Frumusețea e cadrul natural și oamenii pe care a rânduit Dumnezeu să se nască în zona aceasta sau să locuiască și eroism pentru că practic soarta României s-a scris și la Târgu Ocna și istoricii spun că aici chiar s-a scris, deși în cărțile de istorie a fost translatat puțin evenimentul către Mărăși-Mărășești, de fapt luptele aici au fost în zona Târgu Ocna, Coșna, sunt dealurile de pe, din împrejurimile noastre. Mergem înainte, fix înainte, cum ar spune un coleg al nostru, și din punct de vedere a administrației locale. Vom încerca să sprijinim cu tot ce ne stă la, în putință această activitate, pentru că ea trebuie să prindă rădăcini, să fie bine ancorată în vremurile noastre și succes! Mulțumim, domnule primar! Mulțumim mult de sănătate! Vacanțe frumoase, să reveniți la Târgu Ocna, să petreceți cât mai multe vacanțe, pentru că sunt lucruri care pot fi descoperite. Domnul președinte, ce să vă spun? Succes! Multe mandate, nu știu că de sunt... Cum e nu se limitează pentru nu se limitează, da? Domnule secretar, domnule vicepreședinte, mă bucur că astăzi am putut fi prezent alături de noastră. Vă mulțumim că ați onorat invitația. Să mă retrag pentru că... Păi înainte să vă retrageți, vreau să mai știți ceva. Faptul că trebuia să spun înainte să vă dau cuvântul, dar
completarea ideii cred că este totuși acceptată. În România, sportul acesta, table backgammon, este recunoscut ca practicarea disciplinei oficiale, pentru că altfel nici nu s-ar fi putut constitui o federație sportivă națională de interes național și de utilitate publică, lucru de care nu beneficiază foarte multe țări în lume. Deci suntem printre foarte puținele care am recunoscut tablele ca organizare oficială și implicit ca sport. De aceea, federația are greutate, are putere, are potențial și sunt convins că văzând lacrimile de emoție ale lui Neculai Drăgănuță, noul președinte, suntem pe drumul cel bun, inclusiv în cooperarea cu autoritățile locale. Abia lucrul ăsta vă responsabilizează și mai mult, pentru că veți fi niște vectori și modelul de activitate poate fi preluat și de alții care doar încă sunt în stadiu de a privi, de intenție, de căutări și de provocări. Succes! Mulțumim, domnule! Să conducem! Eu vă mai bine! Sănătate! Să vedem ce sunt continuare frumos! La revedere! Trecem, trecem mai departe, nu că deja am întârziat un picuț. Vă rog, un pic de răbdare să mai aveți, că nu mai avem multe puncte pe ordinea de zi. Cel de-al optulea înseamnă alegeri pentru funcția de cenzor al Federației Române de Table Backgammon. Avem aici un singur candidat înscris. Cum se numește doamna? Botez Maria. Doamna Botez Maria este candidatul pentru funcția de cenzor. Vreau să fac precizarea că funcția de cenzor nu este una de conducere în cadrul Federației Române de Table Backgammon, ci are o altă execuție, este un alt rol acesta, dar tot conform statutului trebuie să o alegem prin adunarea generală. Domnul președinte? Da, vreau să spun câteva cuvinte. Doamna Maria Botez nu a putut veni, l-a delegat pe domnul Valeriu Botez, soțul dânsei. Poate ne spune câteva cuvinte de pregătirea profesională a doamnei. Da, dânsul a venit oficial, deci respectăm. Păi, domnul Valeriu, ne spuneți un pic despre doamna? Dumneavoastră cunoaște cel mai bine, da? Profesional, ne interesează. Absolventă de ASE 1992. Absolventă de ASE 1992 București. Din 96 este prima promoție de în Târgu Ocna de experți contabili cu încă 3 persoane. Actualmente este director economic BVN Promobil Dofteana, contabil la Asociația Română de Backgammon. Da. Continuăm. Mulțumim. Da. Funcția va fi aleasă de asemenea prin vot deschis, fiind un singur candidat propus pentru ea. Felicitări. Comisia de validare, da? Da. Cei care au drept de vot, număr de 10, sunt rugați să își exprime opțiunea. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Să nu uitați. Cine pentru? Da. Punctul 9 pe ordinea de zi înseamnă afilierea definitivă a structurilor sportive afiliate provizoriu înainte de acest proces al nostru. Iarăși voi face câteva referiri la fiecare dintre structurile sportive respective. Asta scrierau pe undeva pe aici. Sunt. Da? Le-am găsit sau nu? Da, în fine, sunt 5 structuri sportive care au fost afiliate provizoriu înainte de această adunare generală. Să le luăm în ordine, este vorba de CS UNEFS București, club al cărui director sunt chiar eu, este un club sportiv care este subordonat Ministerului Educației și Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, care de curând și-a introdus în certificatul de identitate sportivă și disciplina table backgammon. Dacă sunteți de acord cei 10 care suntem cu drept de vot să afiliem acest club sau nu? 3 variante, se abține cineva, cine e împotrivă pentru? Sau pentru? Comisia de validare trebuie să numere. Deci cine este pentru? Cine este pentru? Nu?
9 și o abținere. Eu mă abțin în acest caz, fiind și reprezentant legal al acestei structuri. Deci CSUNEFS București este afiliată cu 9 voturi pentru, o abținere, 0 voturi împotrivă. A doua structură sportivă supusă a aceleiași proceduri de votare este Clubul Sportiv CES Beck Popeștile Ordeni, condusă de domnul Evelin Ceciu, pe care domnul Drăgănuță îl cunoaște, cred, destul de bine. Vă rog să vă exprimați opțiunea prin vot. Cine este pentru? 10 voturi. CES Beck Popeștile Ordeni este afiliată cu 10 voturi pentru. Okay. CS Fianchetto Constanța este o altă structură sportivă care e reprezentată de domnul Marcel Ciubotariu. Se ocupă și de șah și de backgammon. Ei și-au exprimat această intenție de afiliere provizorie încă din urmă cu vreo 2 ani aproape. Din diverse motive nu s-a putut trece prin adunarea generală acest aspect, așa că acum avem posibilitatea să-i afiliem sau nu. Ce să fie închetul? Cât să fie închetul Constanța. Cine este pentru? Cine este pentru, da. 10 voturi pentru. Ce să fie închetul Constanța este afiliată cu 10 voturi pentru. Aici majoritatea simplă, am uitat să fac precizarea asta, o să scriem în procesul verbal, este de 6. Deci majoritatea simplă înseamnă 50% plus 1, 6. Dacă o structură are 5 voturi, ea nu va fi afiliată. Da. Minim 6, minim 6. Cu scuze de rigoare că n-am făcut precizarea respectivă înainte. Dar de... nu a fost cazul. N-a fost cazul, dar procedural așa e corect. Da. Mai avem... Da? Da, da? Asociația Județeană de Table Suceava este o altă structură sportivă ce și-a exprimat dorința de a fi afiliată la Federația Română de Table Backgammon. Aceeași procedură pe care vă rog să o respectăm. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Mai întreb, da. Se abține cineva. Păi, nu e cazul, dacă au fost toate pentru... Ce? Și, în fine, ultima structură sportivă care a fost inițial interesată de afiliere, dar ulterior conducerea n-a mai fost de acord, nu cunoaștem nici motive, este CSM Alexandria, structură sportivă care, dacă și-a exprimat lipsa de interes ulterior după ce inițial au spus că vor, eu cred că nu e cazul să-i afiliem ca să ne complicăm în vreun fel instituțional cu cineva care nu mai dorește. Personal voi vota împotriva acestei structuri, dar respectăm cine este pentru. Da, cine este pentru? Deci, cine este un vot, un vot pentru. Da? Cine este împotrivă? Cât sunt? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și o abținere. Da, deci super, CSM Alexandria. Corect. Alexandria nu este afiliată, nu se afiliază, rezultatul votului fiind 1 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Deci înseamnă că avem urmarea acestui punct 9 de pe ordinea de zi, avem 4 noi structuri care vor completa adunarea generală nominală a Federației Române de Table Backgammon și care de la următoarea adunare generală vor avea drept de vot. Acestea sunt CSUNEFS, Asociația Județeană de Table Suceava, CSCS Beac Popeștile Ordeni și CS Fianchetto Constanța. Eu zic că e bine că mai vin membrii noi, sigur, pe care ne putem baza. 10. Punctul 10 înseamnă modificări ale statutului Federației Române de Table Backgammon, astfel, după cum sunt precizate mai jos. De asemenea, vom trece la vot în funcție de fiecare modificare, așa ne impune statutul, așa facem și noi. Primul articol care se cere a fi modificat este articolul 10, care va avea următorul conținut. Federația Română de Table Backgammon are sediul în Târgu Ogna, județul Bacău, strada Constanț Dimonisie, numărul E5, bloc E5, scara A, apartament 0.2. Nu știu cum se citește. Cadastral, așa, da, au scris, da, folosind așa, termenul, da, din contractul, deci, din știți proprietate. Știți bine că federația avea un sediu, hai să-l numim fantomă, așa, într-un termen jurnalistic, de la care toate scrisorile și de la justiție și din alte părți se întorceau către expeditor pentru că nu e nimic acolo sau federația nu mai are acces practic la acel sediu. Este imperios necesar, din punctul meu de vedere, să schimbăm sediul, iar această informație fiind cuprinsă în statut, trebuie implicit să schimbăm și statutul. Se va face acest lucru prin notar, dar numai în urma
votului dumneavoastră, majoritatea simplă acționează și în acest caz, deci ne trebuie 6 voturi exprimate pentru dacă dorim să schimbăm. Domnul secretar general, aș face o precizare. Da. Dacă dumneavoastră veți acorda votul, eu îi mulțumesc anticipat doamnei administrator Drăgănuță Rodica, care ne va pune, dacă vă pun la dispoziție spațiul, pentru un contract decomodat. Da, da, e obligatoriu de făcut, da, și acest contract decomodat. Dar numai dacă dumneavoastră veți vota, doamna administrator ne-a asigurat că ne pune la dispoziție spațiul pentru sediul. Să trecem la vot cele 10 structuri. Să voteze. Cine este pentru? Da. De ce? Se votează modificarea articolului 10. Cum ați spus? Să modific articolul, se votează... Da, se votează modificarea articolului 10 cu 10 voturi pentru. 10.2. Avem modificarea articolului 34, care va avea următorul conținut. Consiliul Director este organul de conducere și administrare între adunările generale. Nu pot fi membri ai Consiliului Director persoanele care au cazier judiciar. În vechea formulă de statut, pentru că vreau să vă și explic care este modificarea, era acolo o precizare care îi împiedica pe membrii Consiliului Director să joace în competițiile oficiale. Lucru care mi s-a părut la un moment dat a fi un pic desuet, pentru că dacă nu-i lași pe anumiți oameni să joace, aici fiind inclus și președinții de comisii, practic nu mai ai cu cine să joci. Și am zis că nu mai trebuie limitat acest acces. Supunerea la vot va aparține dacă modificăm sau nu acest articol de statut, care ar avea în urma votului favorabil configurația prezentată în convocator. Vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Se votează modificarea articolului 34 cu 10 voturi pentru. Mai avem niște proceduri pe care tot așa trebuie să le votăm, că asta este. Articolul 33 se completează cu componența nominală a adunării generale, stabilită în urma voturilor de la punctele 4 și 9. Practic, ce înseamnă asta? Că vom înșirui în noua formă a statutului, pentru că ne și impune legea acest lucru, toate structurile nominale pe care le-ați auzit că rămân, cu excepția celor care au fost dezafiliate în urma ședinței de astăzi. Deci asta înseamnă componența nominală, cred că nu e cazul să mai înșiu eu încă o dată, pentru că știm despre cine este vorba. Totuși trebuie să votăm această schimbare de statut. Vă rog, cine este pentru? Da, 10 voturi pentru. Se votează cu 10 voturi pentru, da? Se votează completarea articolului 33 cu 10 voturi pentru. Și exact același lucru la articolul 63, unde noua lege pentru asociații, organizații, fundații și federații ne impune să avem în statut componența nominală a Consiliului Director, Consiliul de Conducere, stabilită în urma adunării generale de alegeri. Deci, practic, acel articol de statut va fi completat cu componența nominală, Drăgănuță Neculai președinte, vicepreședinții, secretarul general, directorul economic și așa mai departe. Da? Da. Vă rog, votăm pentru completarea articolului 63. Cine este pentru? Da, 10 voturi. Se votează cu 10 voturi pentru. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mai avem punctul 11, diverse, care, ținând cont de faptul că a fost o ședință totuși destul de lungă, voluminoasă ca informație, conținutul, ați văzut, a fost și divers și interesant din punctul meu de vedere, să nu fie foarte, foarte lung, dar evident la punctul 11, oricine care este prezent în sală și are statut de invitat sau de reprezentant al unei structuri sportive, poate să facă propuneri ce pot fi dezbătute. Și înscrieri la cuvânt. Da, sigur, și înscrieri la cuvânt, așa dacă că... Dacă mi-ați permite să mă înscriu la cuvânt... Domnule Neculai Drăgănuță. Da, sunt onorat de prezența dumneavoastră, dar în special de a domnului profesor Rădulescu Ciprian, domnul director al liceului din Urziceni,
domnule fost vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, domnule campion european Rădulescu Ciprian, campion european la Beghemon, semifinalist la campionatul mondial de Beghemon și un om de mare valoare și multe și multe alte calități. Îi mulțumesc că a făcut deplasarea la Târgu Ocna, iar eu îi propun dânsului, dacă acceptă, să fie președinte de onoare al Federației Române de Table și Beghemon. Dacă dânsul acceptă, propunerea mea, dacă dânsul acceptă, v-aș supune aprobării supune să vot. Fiți, da, da. Dacă sunteți de acord cu această propunere acceptată de domnul președinte, domnul Rădulescu Ciprian, profesorul, directorul, omul de Beghemon și numai calități valoroase are acesta. Cine este pentru? Nu, mai puțin. Nu trecem deocamdată la vot. Da? În primul rând, a acceptat domnul profesor, da? Întrebat, da. Am eu, înainte de vot, dați-mi voie să fac precizări legate de funcția de președinte de onoare pe care o poate acorda unei personalități în domeniu adunarea generală. Deci, noi îl respectăm pe domn profesor, îl cunoaștem foarte bine majoritatea dintre noi, ce implicare a avut cam câte decenii, 4-5 decenii, domn profesor, nu? Așa, deci jumătate de secol domn profesor a dat cu zarul. Și n-a făcut-o la modul pășanț, ci științific, pentru că știm cu toții ce înseamnă asta. Domnul profesor Rădulescu, dacă va fi acceptat de adunarea generală în funcția de președinte de onoare al Federației Române de Table Beghemon, va avea un rol consultativ. Funcția de președinte de onoare poate fi acordată, așa cum spuneam, personalităților în domeniu, însă nu este o funcție electivă în Consiliul Director. Asta vreau să știți, că poate n-ați citit foarte atent acest statut. Părerea mea personală, strict personală, este că domnul profesor merită din plin această funcție, care nu este numai onorifică, este onorifică, dar sunt ferm convins că își va extinde competențele dincolo de statutul onorific, pentru că, în primul rând, dumnealui a fost unul dintre puținii care, atunci când a trebuit, a pus umărul la restartarea proiectului numit Federația Română de Table Beghemon. V-aș propune să-ți supunem la vot și, dacă el va fi favorabil, votul, să-i dăm cuvântul domnului profesor ulterior. Comisia de validare. Da, cine este pentru? Da, e clar, 10 voturi pentru. Cred că sunt 11. Da. 11 voturi. Domnule Rădulescu, aveți cuvântul, nu-i așa? Mulțumesc foarte mult adunării generale, să urmă a doamnelor, vă salut domnilor. Sunt onorat, emoționat și mă bucur că v-ați gândit la mine ca să fiu alături de dumneavoastră. Categoric, drumul în această Federație Națională de Beghemon și Table este un drum lung, anevoios, greu pot spune, pentru că de fiecare dată sunt și persoane care nu sunt de acord cu deciziile pe care le-am luat noi. Alături de dumneavoastră o să fac tot posibilul să încerc să adun în jurul nostru pe toți jucătorii de table și Beghemon. Mizez pe tinerețea acestui nou comitet director și îi felicit și pe domnul președinte și pe cei doi vicepreședinți, pe domnul secretar general, fără doar și poate că este inima acestui joc și inima acestei federații, și mă bucur iarăși că federația s-a mutat la Târgu Ocna. Din două motive. În primul rând că Moldova a fost totdeauna una dintre zonele în care s-a jucat Beghemon de foarte mult timp, de peste 20 de ani, pot spune. În al doilea rând, văd că există o mare apropiere între președintele Federației Române de Table și Beghemon și conducerea locală, ceea ce este, nu este puțin. Și poate că este deosebit să avem un alt centru de putere în Table și Beghemon, aici, în zona Moldovei. Vă felicit încă o dată, vă doresc succes și sunt alături de dumneavoastră. Mii de mulțumiri pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Vă mulțumim, domnule președinte, de onoare. Sunt convins că îmi veți fi un bun prieten în continuare și un bun stătuitor. Voi avea nevoie de dumneavoastră
în tot ceea ce fac în federație. Voi avea nevoie de sfaturile dumneavoastră, de direcția pe care o să vă consult în tot ceea ce fac. Sunt convins că... Și semneze. Da? Vă mulțumim. O să cer sprijinul tuturor celor care sunteți prezenți și cei care nu sunt. Așa cum ați spus și dumneavoastră, vom uni Beghemon, toți jucătorii, să vină în această echipă a jocului de tablă și Beghemon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări. Mulțumim, felicitări încă o dată. Mai sunt propuneri de discuție la punctul 11 diverse? Da, poftiți. Abia s-a înființat o asociație sportivă, se cheamă Asociația Sportivă Condorii Târgu Ocna și ocazia asta v-aș sugera dacă am putea în viitoarea ședință să putem să ne afiliem și noi la Federația Română de Table și Beghemon. Dacă îmi permiteți, n-am fost atent cum se numește structura? Asociația Sportivă Condorii Târgu Ocna. Deci abia a fost înființat, abia au ieșit actele de la judecătorie. Da, nu s-a putut depune actele pentru. Nu, e o problemă, dar la viitoare. Și am vrut să fiu primul care... Este un semn bun, este un semn bun că structuri sportive vor să vină alături de noi. Vom fi. Vă mulțumim pentru felicitări. Bineînțeles că veți fi aprobat. Aici, domnul Panțăru, mulțumim pentru disponibilitatea arătată. Dacă dosarul va fi complet și sunt convins că va fi complet, cu asociația sportivă respectivă, având personalitate juridică, având certificat de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului, adunarea generală ulterioară va vota, dar probabil că n-avem de ce să nu acceptăm în rândurile noastre acești membri. Mai vreau să fac o precizare care este obligatorie din punct de vedere procedural, deoarece am stabilit această adunare generală de alegeri în anul 2021. Conform statutului, mandatele de conducere se întind pe o perioadă de 7 ani. Rezultă că următoarea adunare generală de alegeri, și lucrul ăsta va fi expus în procesul verbal, următoarea adunare generală de alegeri va avea loc cel mai devreme în anul 2028. Deci cel mai devreme atunci, în anul 2028, asta este procedura și trebuie să o afle toată lumea din cei care sunt prezenți. Obligatoriu prezent și atunci. Obligatoriu prezent și atunci să fim sănătoși. Să fim cu toții, da. Mai sunt alte puncte de discuție la diverse? Da, dar dintre distinși oaspeți delegați, dacă doriți. Domnul Ion. Îmi face mare plăcere că sunt în mijlocul acestui colectiv. Vreau să felicit pe domnul Drăgănuță. Nu că și-a obținut ce a dorit, ci merită ce și-a dorit și s-a împlinit visul. Și eu sunt bucuros pentru că și-a ales să fie lângă noi, să ne sprijine, să dezvoltăm Beghemonul românesc. Noi din București, îmi pare că suntem doar două persoane, sperăm să fim mai multe data viitoare sau să punem umărul în continuare a dezvoltarea acestui sport. Eu merg pe varianta să iei totuși un sport al minții, majoritatea sau foarte mulți o înclină cu norocul, dar eu vreau să-i spun sport și sunt poate printre primii care am pus umărul la dezvoltarea acestui joc. Felicit pe toată lumea de prezență și să ne vedem sănătoși și în continuare la cât mai multe competiții sportive. Vă mulțumesc și eu. Sănătate. Vă mulțumesc și eu și contați că... Toți cei 10. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte, Nica Ion, al unui club tradiții din București și sunt convins că împreună vom face lucruri frumoase. S-a spus că mai... Sigur. Așa. Cine dorește să mai ia cuvântul? Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, aș dori ca eu să duc până la capăt oficiul de secretariat și de conducere al acestei ședințe, care a fost una solemnă din punctul meu de vedere, s-au respectat punctele de pe ordinea de zi, s-a ales o nouă conducere executivă a Federației Române de Table Beghemon, care va trece, sunt ferm convins, încă de astăzi, după amiază, la muncă. E foarte mult de muncă, e foarte mult de pus la punct. Personal îi acord încredere nelimitată până la infinit domnului președinte Neculai Drăgănuță și echipei sale, de asemenea domnului Ciprian Rădulescu, care sunt convins că va ajuta
din funcția pe care, începând de astăzi, o ocupă Federația Română de Table Beghemon și Beghemonul. Persoanele care au fost alese au ajutat și până acum necondiționat acest fenomen, neavând vreo funcție sau necandidând, netinzând neapărat către o funcție, acum că sunt și oficializați în aceste funcții și vor fi astfel recunoscuți de către Justiție și de Ministerul Tineretului și Sportului, sunt convins că munca lor va fi mult mai valoroasă pentru instituție. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată și să declar ședința închisă. Persoanele care trebuie să semneze procesul verbal să știe că trebuie să facă acest lucru. Doamna Rodica s-a ocupat de redactare, o să-l scoatem la imprimantă, apoi va merge către notariat și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată din suflet pentru faptul că ați fost aici alături de Beghemonul Românesc. Mulțumesc și eu încă o dată, mulțumesc și Exclusiv TV, care este alături de noi și ne ajută prin mediatizare. Așa cum a spus și domnul secretar general, în continuare o să redactăm, o să completăm cum trebuie, așa cum au decurs pașii. Notarul își va face serviciul pe care îl solicităm. Vă invit să mergem la masă, pe care să vizităm.